Doamnelor și domnilor, este miercuri, este ora 17, știți deja, începe emisiunea În audiențe, în platou. Astăzi este prezent domnul Gabriel Harabagiu, viceprimarul municipiului Iași. Bună ziua, domnule viceprimar, bine ați venit la emisiunea noastră. Haideți să începem puțin, în forță, cum se spune, să discutăm puțin despre drumul Iași-Bârnova pe raza de competență a municipiului Iași. Pentru acei telespectatori sau urmăritori de pe Facebook, într-adevăr, în emisiunea Dezbaterea Zilei am făcut o greșeală referindu-mă la locuitorii din Bârnova. Cei care au protestat sunt locuitorii din municipiul Iași de-a lungul acestui drum. Se întinde și pe raza de competență a municipiului Iași. Încă o dată îmi cer scuze, sper că nu ați fost prea mult deranjați. Iași-Bârnova, ce e cu drumul respectiv până la urmă? Așa cum ați spus și dumneavoastră și cum au fost discuțiile din ultima perioadă în spațiu public, știm cu toții, de anul trecut noi avem atribuit un contract pentru refacerea carosabilului. Între timp, firmele de utilități și-au manifestat și ele dorința de a-și schimba utilitățile în zonă. A fost o tentativă cu societatea comercială din Iași la un moment dat, care a schimbat acolo parte din utilități. Apa Vitalu și, bineînțeles, cel care ne-a furnizat cele mai mari probleme, Delgaz, Gridul. Delgrid Gaz e parcă. Cel care așa furnizează gazele naturale în zonă. Deci, de ce aceste probleme tocmai cu furnizorul de gaze naturale? De ce? N-a fost înștiințat la timp? Din punctul nostru de vedere, avem adrese aproape lunare către ei, telefoane. Nu cred că au tratat cu seriozitate această lucrare. Pentru că dacă noi ne anunțam că mergem acolo sau în urma vizitelor primarului a doua zi aduceau 6 utilaje, 30 de oameni, 50 de oameni, la două zile, ca printr-o minune, dispăreau toți. Eu înțeleg un lucru totuși. Furnizorul de gaze naturale a fost înștiințat despre faptul că această stradă va fi reabilitată, modernizată. I s-a pus foarte clar în vedere, fraților, timp de 10 ani de zile. Înainte de a termina și de a finaliza proiectarea, ei au fost înștiințați. Au avut timp la dispoziție destul de mult pentru a-și face și ei lucrările. Discutăm de o stradă, bineînțeles e categorisită ca și drum județean, de la Trei Sarmale către Bârnova. Nu e normal. S-au comportat de parcă erau nu știu ce lucrări de artă sau lucrări care, nu știu, se făceau autostradă acolo. Pe câți kilometri ar fi trebuit ei să schimbe infrastructura lor? Aproximativ 2 km, dar nu a fost pe toată suprafața. De la, știu eu, de la a doua treime încolo au ei acea rețea. Așa cum spuneam, și colegii la Pavital au reușit să termine de schimbat. Au făcut acel contract cu societatea noastră din subordine Citadin și am putut să acoperim, că de fapt despre asta discutăm. Este o acoperire temporară până în primăvară. Acoperim temporar, da, traseul de utilități care a fost săpat. Revenind ulterior, așa cum am procedat și pe șoseaua națională, să putem să calculăm cantitățile, să vedem exact. Stratul de săpătură nu poate fi nici măcar o secundă categorizat ca și strat de fundare. Și atunci avem nevoie de straturi de fundare care trebuie așternute în totalitate și în același timp, nu pe porțiuni, nu pe sectoare, nu pe segmente. Dacă s-ar fi reabilitat acea stradă și peste 2 ani de zile venea furnizorul de gaze naturale și spunea: domnule, vreau și eu să schimb infrastructura, el ar fi fost obligat să refacă drumul așa cum a fost el făcut. Mai era la fel de bun? În primul și în primul rând, dacă ar fi venit peste 2 ani, nu ar fi primit acceptul. Ar fi primit doar dacă era o situație de urgență. Ținând cont că noi am informat dinainte, când noi eram nici măcar la faza de proiectare, i-am informat pe furnizori de utilități, primăria are în vedere. Și așa facem și acum. De pildă, avem diferite străzi în oraș la proiectare pentru modernizare și au și plecat la direcția tehnică adrese către furnizorii de utilități, explicându-le dorința municipiului Iași ca în următorii 2 ani, 3 ani, străzile respective să fie modernizate și să aibă și ei, pentru că trebuie să înțelegem și pe furnizorii de utilități că trebuie să-și prindă în planul de investiții. Corect. Suma necesară pentru refacerea infrastructurii. Iar cazul furnizorului de gaz, din câte am înțeles, licitațiile la ei se țin la Târgu Mureș. La sediul central. La sediul central. Da. Am fost și noi informații ieri că o firmă din Bacău a fost declarată câștigătoare să
aștia ar acest covor asfaltic provizoriu și să facă firma din Bacău care va trebui să-și facă organizare de șantier aici la Iași. În fine, fără comentarii. Noi am anunțat și Garda de Mediu, am anunțat și celelalte autorități care au competențe, pentru că dumnealor, într-o ultimă scrisoare și cea care am prezentat-o locuitorilor din zonă, și-au asumat că la 1 noiembrie vor finaliza lucrările. 1 noiembrie, dacă stăm... De ce zâmbesc? Mai au la dispoziție o săptămână. O săptămână, în perioada asta, intervine Sfântul Dumitru, Sfântul Dumitru cel Nou și duminică. Nu? Vineri, sâmbătă și duminică vor fi mulți muncitori care vor spune, domnule, eu nu pot să lucrez de sărbători. Astăzi a plouat, mâine va fi tot o vreme așa puțin ciudată. Mai rămân două zile efective pentru a... și iar în două zile să acopere... Trei zile, dacă trei punem zile. Și data de întâi. Da, trei zile. Mă îndoiesc că vor reuși să termine. Ce se va întâmpla în acest caz? Cei care stau în zonă spun, domnule, dacă nu astupă cum trebuie, adică dacă fac treabă de mântuială, n-ajungem până în primăvară, se lasă terasamentul și nu vom putea circula deloc pe acolo. Noi sperăm că de data asta se vor ține de cuvânt, că altfel va trebui pentru fiecare număr să întocmim un proces verbal. Domnul viceprimar, dacă distribuitorul de gaze naturale, prin firma care a câștigat licitația, nu mă interesează ce firmă este, vor face o lucrare care se va dovedi undeva, să zicem, prin luna decembrie, că a început să se lase, că nu a fost făcută bine. Vor putea să fie sancționați? Bineînțeles. Adică primăria are posibilitatea să sancționeze calitatea proastă a lucrărilor făcute pe domeniul public. Dar vreau să ținem cont și de aspectul că acum când vorbim noi, strada este destul de, știu eu, de tocată din toate punctele de vedere, pentru că fiecare furnizor a intrat, s-a intrat poate și la un moment dat cu grabă, în speranța în care noi vom putea preda amplasamentul către cel care trebuie să facă reabilitarea. Către licitația și care trebuie să facă reabilitarea, pentru că practic astăzi sectorul de drum despre care vorbim este predat către cei care schimbă utilitățile. Bun. Deci ca să înțeleagă ca foarte clar... să nu mai vorbim de semnalistică, exact. Să nu mai vorbim de faptul că acolo nu s-a respectat sub nicio formă, știu eu, graficul de lucrări pe care noi l-am dat, cât și, știu eu, securitatea cetățenilor și participanților la trafic. Bun, deci, firma care a câștigat licitația organizată de primărie în vederea modernizării, reabilitării și modernizării drumului stă în stand-by. Ei deocamdată n-au ce face acolo. Așa este, la ora actuală, deja ne-au informat că anumite costuri pe care dumnealor le-au suportat licitat, prin aprovizionare, le-au licitat în momentul când s-a ținut licitația, unele materiale de construcții nu mai au același preț. Mai mult decât data, s-ar putea să fie, să se modifice acum și prețul la combustibil, pentru că, ați văzut, în scurt timp va crește salarul minim pe economie. Dar și atunci... de la data licitației și până astăzi chiar a crescut salariul minim pe economie. Plus sunt că va mai crește costuri. Încă o dată, sunt alte costuri. Aceste costuri suplimentare primăria le va suporta, nu? Pentru că ei spune, domnule, eu nu mă mai încadrez în suma pe care am licitat-o în anumite condiții. E suma licitată și sperăm să nu ajungem la un litigiu. Nu, deocamdată suntem în cadrul unui contract. Nu, dar eu trebuie să înțeleg în felul următor. A fost o sumă licitată în care el a făcut niște calcule cu salariul ăsta minim pe economie, cu prețul la combustibil ăsta, cu prețul la curent electric ăsta, cu prețul ăsta la materiale de construcții. Dacă ar fi început lucrarea atunci când trebuia, omul spunea, domnule, eu mă încadram în prețul ăsta, că mi l-am făcut calculul. Întrucât la ora actuală drumul respectiv este predat furnizorilor de utilități ca să-și termine probleme, el spune, domnule, la mine s-a schimbat modificarea, cum se zice. Da, bun. Așa este, sperăm asta să este nu un... ajungem bun, într-o... clar, ca să știe și locuitorii din zonă, până la sfârșitul anului vor avea o... nu că vor asfaltic, vor fi astupate acele... Reparațiile, cum spuneam la început emisiunii, reparațiile provocate din locuirea utilităților societății de furnizare de apă și canal apa vital au fost făcute. Da. M-am deplasat personal și ieri și astăzi și am încercat să mai acoperim și alte plombe și alte găuri care nu aveau legătură cu acele lucrări. Acele lucrări.
ca să putem oferi un cât de cât condiții de trafic și, așa cum ați spus și dumneavoastră, 1 noiembrie este termenul pentru firul, bun, partea dreaptă de urcare. Să zicem că nu e 1 noiembrie și va fi 10 noiembrie dacă timpul va ține până pe 10 noiembrie. Iar anul viitor să putem să intrăm... Anul viitor se intră în reabilitare. Cu alte cuvinte, veți putea circula, stimați ieșeni, în condiții acceptabile, urmând ca la primăvară să înceapă iarăși ras până jos, turnat betonul, toate stratul. Haideți să trecem la un alt drum foarte important și foarte tranzitat și pot să vă spun că este foarte, foarte, foarte tranzitat. Trei Fântâni. Am primit asigurări că până vineri vor fi plombele puse, terminate. Pe sectorul unde nu am turnat covor asfaltic. Pe sectorul unde n-a fost turnat covor asfaltic. Să amintim telespectatorilor că anul trecut de la Mănăstirea Vlădiceni către Bulevardul Socol, Bulevardul către Tomești a fost turnat strat compact. Nu, este de la o anumită firmă de betoane până la drumul spre Tomești, de la Mănăstirea Vlădiceni înspre Socola, înspre Bucium, înspre este Bucium, iarăși turnat. În proporție de 80% plombele sunt turnate. Chiar astăzi m-am deplasat venind din Bârnova și pe acel sector de drum. Se va reuși. Sperăm până vineri să terminăm și celelalte plombe care au mai rămas. Cu siguranță echipa este acolo. La fel, un sector de drum circulat, cel dinspre Dancu, Aurel Vlaicu, unde la fel APA Vital a făcut acele intervenții. Da. Pe partea cu Asamu am finalizat în proporție de 90% turnarea stratului asfaltic, urmând ca în momentul când vom intra, sperăm, cel mai devreme, în vara anului viitor, toamna anului viitor, cu schimbarea liniilor Doi Băiți Dancu, anunț pe această cale că am trimis și către Comisia Europeană, către ADR Nord-Est Piatra Neamț, ultimii indicatori la proiectare acolo. Ulterior, drumul va fi sectorul care e pe municipiuș, să-l finalizăm și acolo. Să fie reabilitat. Un drum cu probleme și acolo. Perfect. Am văzut că între Podul Roșu și Țesătura se schimbă anumite conducte, presupun că de agent termic. Așa este, prin programul nostru operațional. Așa. Infrastructură este mare. Este de presupus că și anul viitor și acest sector, Podul Roșu Țesătura, cu linia de tramvai, va intra în 100% model. Proiectul este depus la ADR Nord-Est, Piatra Neamț, așa cum a anunțat și domnul primar. Toate celelalte sectoare, în afară de Doi Băieți Dancu, toate celelalte patru sectoare sunt deja trimise la ADR. Aprobate, sunt eligibile? Tot. Perfect. Înseamnă tot. Că anul viitor vor începe cel puțin patru șantiere. Începem primăvara cu scoaterea lor la licitație și ele au proiectare, urmând ulterior să parcurgem etapele în de validare. De ce nu faceți licitația puțin mai devreme, că mai sunt contestații avem ca de obicei? Avem nevoie și de validarea de la ADR Nord-Est. Am înțeles. Deci totul stă acum la ADR Nord-Est. Dar oricum, anul viitor vor fi cel puțin patru șantiere, 5 drumuri, Piața Chirilă. Așa este. Așa. Tudor Vladimirescu, Bulevardul Chimiei, da. Podul Roș către Țesătura. Către Țesătura, așa, și Bucșinescu către Păi nu, dar am zis Bucșinescu, Bulevardul Chimiei. CET, așa, către Bulevardul Chimiei și mai avem celălalt sector de la Virgil Săhleanu, de la Metalurgica. Așa, de la Metalurgica până în Fabrica de cărămidă. Bun, acum mi se pare firesc să vă întreb, pentru că pe acel sector circula tramvaiul 5, care la ora actuală este înlocuit de un autobuz. Va fi repus un tramvai în circulație de la Metalurgica până spre capăt? Cu siguranță, împreună cu colegii de la compania de transport public, vom găsi o soluție, ținând cont și de faptul că ne bucurăm de cele 100 de autobuze Euro 6 noi, plus de perspectiva, așa cum am anunțat și în conferință de presă, celelalte 42 de autobuze electrice, ultimele hârtii către Ministerul Dezvoltării au fost trimise, s-ar putea ca la ședința de Consiliu Local din data de 31 octombrie acum să avem ceva modificări la celălalt proiect cu autobuzele cele 64 pe gaz natural comprimat. E o chestie care trebuie... Știți care era problema pe timpul lui Ceaușescu? S-a spus, domnule, trebuie să folosim autobuze ecologice, s-au montat niște tulumbe mari deasupra și spuneau americani, domnule, aveți grijă că dacă vă mai înarmați, venim peste voi, că nu-i normal. Mai era și problema aia în Bârlad, în județul Vaslui, au spus cei din NATO, nu începem dezarmarea până nu scoateți tancurile din blocuri.
Bun, dar eu vreau să vă întreb un lucru. De ce v-am întrebat despre acel sector? Are în vedere cumva municipalitatea, inclusiv compania de transport public, să prelungească traseul până spre Tomești? Există această discuție care am avut-o cu reprezentanții fabricei care s-a construit și aceea de-a doua care urmează să construiască în acea zonă. Ei și-au manifestat interesul de a pune la dispoziția municipalității o porțiune de teren unde să putem construi un rond. Și da, există această posibilitate să mai ducem câteva sute de metri linia de tramvai către Tomești. Pentru că acolo zona este o zonă industrială care începe să se dezvolte. Prinde contur, așa prinde este. Prinde contur. Dacă cum spuneați dumneavoastră și pe trei fântâni în exact. Cealaltă. Deci dacă drumul trei fântâni va fi reabilitat, deci dacă CNAIRO, Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră, își va ține promisiunea, că așa se spune, domnule, trebuie să-mi țin promisiunea, să vină Poatieu și drumul hoților să fie făcut, zona respectivă va căpăta clar un aspect industrial foarte puternic și va fi nevoie de mijloace de transport în comun. De asta v-am întrebat dacă reabilitarea ține cont și de posibilitatea prelungirii linii de tramvai. Da, din punctul nostru de vedere e ok, mai ales că mai nou avem și aceste tramvaie, 12 care sunt în operare în municipiul Iași. De fapt, 11, următorul trebuie să fie și el echipat cu comandă dublă. Uh-huh. Practic, nici nu trebuie rond să întorci. Exact. Te-ai dus, ai schimbat la capăt. Bun. Avem aici un program de lucru pentru diferite străzi, nu? Văd aici strada Teodor Burada, strada Cicoare, trotuar. Uh-huh. Cartier Nicolina, ridicare capace la cotă. Aoleu, ce bine este! În cartierul Nicolina, așa cum am discutat la emisiunea dumneavoastră, partea stângă, cum traversăm pasarela Nicolina, a fost făcut, spun eu, aproape în totalitate. Zona lacului, Măgurei, da. Pompieri, Ovidiu, acum, așa cum citeați dumneavoastră acolo, mergem ușor-ușor către Răzoare, către Inculeț, Cug. Practic în acel cartier, în acea zonă, nu s-a mai intrat de când s-au construit blocurile. Știți de ce vă întreb? Strada care trece prin spatele gării internaționale, după care pe la Pantelimon Halipa. Așa, Pantelimon Halipa. Acolo cred că sunt vreo 10-12 ani, sunt niște capace de canal, unele mai jos, altele mai sus, astfel încât trebuie să faci slalom. Mă uitam la mijloacele de transport în comun, autobuze, care acolo fac așa un fel de slalom ca să nu-și defecteze bucșe, rulmenți, tot. De vreo 10-12 ani în partea aia, acele canale au cam fost uitate. Mai mult decât atâta, când plouă puternic, în acea curbă care duce spre spitalul de recuperare, canalizarea cred că este înfundată, că e baltă destul de mare și riscă automobiliștii să rămână blocați acolo. O să avem în vedere și această... Perfect. Zonă. Aveam aici tot adus de către dumneavoastră, da. Nu. Ca să nu greșesc. Unde sunt, domnule? Da. Situația evenimentelor rutiere în care au fost implicate mijloace de transport pe data de 23 octombrie. Sunt 4. În care dintre aceste 4 vinovat este conductorul mijlocului de transport? De obicei, sau nu știu, n-am chiar o statistică precisă, dar maxim poate 5% e conductorul sau care ar fi motivul unor astfel de incidente? Nu respectă... Păi vedeți, dumneavoastră, astăzi am avut... Din nou, cazul celebru care a fost mediatizat, deja e a patra oară în 2 săptămâni, cel de la, din proximitatea spitalului Cuzavodă. Pentru că avem cetățeni, șoferi, de obicei și de fiecare dată nu sunt din Iași, probabil au treabă la spitala Cuzavodă, lasă mașina parcată, iar tramvaiul nu mai poate să treacă prin zonă. Bun. Eu vreau, pentru astăzi că am avut dimineața al patrulea caz în mai puțin de 2 săptămâni. Da, eu vreau să transmit și eșenilor un lucru. Mai avem puțin până la pauza publicitară. Stimați conducători auto, stimați șoferi, cum vreți să înțelegeți. Aveți mare grijă. Regula
este cât se poate de clar. Un autobuz, un mijloc de transport în comun, care pleacă dintr-un refugiu, da? Din acea zonă clar delimitată de stație de autobuz, are prioritate. Are prioritate pentru că așa scrie în regulamentul de circulație pe drumurile publice. Foarte puțini conducători auto sunt cei care cedează, adică nu că cedează, respectă regulamentul. Dom'le, autobuzul iese dintr-o stație amenajată, are prioritate. Clar cât se poate de clar. Este un lucru care e, nu știu dacă este respectat de 40% dintre participații la trafic, un lucru extraordinar de greșit. Gândiți-vă că în acel autobuz, dacă este plin, sunt 40-50 de persoane care ajung la serviciul dumneavoastră cu mașina, sunteți una sau două persoane. Dar nu e chestia asta, este aplicarea regulamentului de circulație pe drumurile publice. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară. Asta este oriunde în presă, publicitatea este cea care ne ajută. Nu schimbați postul, rămâneți pe Iași TV Live pentru partea a doua a emisiunii, în audiențe cu viceprimarul Gabriel Harabagiu.